sexul produce copii, sexul poate cauza boli, ai educație sexuală, nu faptul că la 4 ani poate să se masturbeze. Asta e o tâmpenie, asta e o idioțenie, momentul în care tu încerci să convingi un copil mic să se gândească la sex la 4 ani. Deci, după cum ați văzut în titlu, astăzi o să reacționăm la niște afirmații pe care un YouTuber numit Daria Jane le-a făcut în general pe canalul lui de YouTube. O să fie amuzant. Dar înainte de asta, trebuie să facem și cafea, fraților, fiindcă va fi un clip pentru mine lung, pentru voi va fi mai scurt pentru că o să-l editez. Păi, sincer să fiu, mulțumesc Dumnezeu că am reușit în sfârșit să-mi fac biroul ăsta, că pot să-mi fac o cafea în timp ce vorbesc cu voi, lucru care, vă spun sincer, n-aș fi crezut că o să-l fac niciodată. Lăsăm asta aici. Bun, dragilor, e timpul să vedem exact ce are omul ăsta de spus și fac clipul ăsta pentru că mai mulți dintre voi mi-ați trimis să văd chestia asta și să reacționez la lucrul ăsta. Dacă e Daria pe care o știu eu, știu un videoblogger foarte celebru din România, bine, foarte celebru, are peste 100.000 de abonați, care s-a dus cu mama lui în Japonia, cred, și a făcut operații de schimbare de Hello, sunt eu, Daria, și facem o incursiune din nou în lumea creștină, pentru că o să vorbim despre băiatul ăla care este un fel de activist din ăsta creștin, care practic s-a vindecat, da, ghilimele, de homosexualitate. In other news, și eu m-am vindecat de foame, adică am decis ca de azi încolo să nu mai fie foame niciodată, să nu mai simt foame, știi? Din start, din cuvintele pe care tocmai le-am auzit, practic e imposibil să nu fii homosexual. Și nu știu de ce am impresia că o să se pluseze tare pe lozinca că homosexualitatea este ceva normal. Dar să vedem. Acești doi bărbați erau, unul era cu vreo, nu știu, probabil 3-4 ani mai mare decât mine, celălalt cu vreo, poate 6, nu mai știu exact. Unul dintre ei era gay și altul era bisexual, pentru că erau singurii mei prieteni și pentru că erau singurele persoane care vorbeau cu mine și care își exprimau interesul față de mine și spuneau că mă iubesc și că ară bine și că, nu știu, habar n-am, sunt sexy sau orice altceva mai spuneau ei. Eu acceptam tot ce îmi spuneau ei pentru că eram ceva genul, dacă nimeni altcineva nu face asta și dacă doar ei o fac, probabil chiar mă iubesc. Și cumva m-au introdus, să zic așa, în chestia asta cu atracția de același sex, au început să-mi povestească experiențele lor sexuale și să-mi propună chestii și să-mi spună că asta fac prietenii între ei și că sexul cu bărbații e mult mai mișto decât sexul cu femeile. Unul dintre ei mi-a spus că el de fapt n-a fost niciodată gay, doar că a decis la un moment dat să fie gay pentru că nu știu cine l-a dezamăgit și și-a bătut joc de el și chestii de genul. Și says no one ever. Efectiv, says no one ever. Eu sunt o enciclopedie gay pe două picioare, efectiv. Adică cunosc, cred că toată România care e gay. Nu pe toată, dar hai, 60-70% cam știu. Oh! Cam știu despre ce e vorba. Nu spune nici dracu că eu nu eram gay și m-am trezit peste noapte că sunt gay. Pe noi nu ne păcălești. Din nou, alte lucruri care să te facă să înțelegi că homosexualitatea e ceva cu care te naști și nu poți să scapi de chestia asta, ceea ce e fals. Și când auzeai de mai multe ori, tu spuneai, bă, dar stai, oare nu sunt așa? Accidental, de fapt, asta s-a întâmplat accidental, am descoperit pornografia de gay și am devenit dependent de ea. Asta din nou mi-a deformat complet orice inocență, orice înțelegere despre dragoste, despre bărbați și femei. Asta e un pic să ne înțelegem. Nu e pornografia gay vinovată că ție ți se scoală la gay. Pot să-ți aduc aici în cameră 100 de bărbați care, gen, dacă văd pornografie gay, nu o să li se scoale. Nu e vorba că ai fost expus la pornografie gay. Este vorba că se întâmplă să-ți placă bărbații. Cred în schimbarea gusturilor, că în timp, poate, nu știu, o să te atragă alt tip de persoană, alt timp de... Asta e ok. Mi se pare normal.
Da, să-mi spui mie că ai fost, că ai fost gay și gata, acum de azi încolo nu mai ești. Pornografia distruge vieți. Pornografia distruge percepția despre sexualitate și despre relația sexuală între două persoane, fie ele heterosexuale sau homosexuale. Când vine vorba din nou despre homosexualitate, fiindcă văd că ăsta e trendul care se împinge acum în față, faptul că te-ai născut homosexual, deci ești homosexual. Chiar Daria Jane ne spune chestia asta, că în timp poți descoperi că îți plac alte tipuri de persoane. Chiar și el, transexual fiind, crede că există posibilitatea și că e real faptul că cu timpul poți să schimbi preferințele, să-ți placă un alt tip de oameni. Singurele două tipuri de oameni pe care eu le cunosc sunt femeile și bărbații. Deci, cu alte cuvinte, se contrazice, pentru că spune că e imposibil să nu mai fii homosexual și 5 secunde mai târziu spune că există posibilitatea să schimbi preferințele. Pici, dacă era așa simplu, toți oamenii care erau persecutați că sunt gay nu mai erau gay. Zic eu că dacă puteam să fiu bărbat, eram aici în fața ta cel mai macho bărbat ever. Dacă era după mine, atât de simplu era. Fac eu acum Caterinca și mai râdem și mai nu știu ce, dar asta sunt niște drame pentru foarte mulți oameni, iar oamenii ăștia vin și efectiv terfelesc sentimentele lor spunând că nu, că te poți vindeca. Într-adevăr, lucrurile la care asistăm când vine vorba de homosexualitate, transgender și alte chestii care țin de orientarea sexuală, nu putem să vorbim decât de niște drame. Pentru că în cazul homosexualilor, la fel ca în cazul transgenderilor, oamenii țintesc într-o direcție care contravine cu ceea ce este comun. De mici suntem învățați că sexul se întâmplă între un bărbat și o femeie și că sexualitatea produce copii și că așa se nasc familiile. Dar în ultimul timp se încearcă din răsputeri ca targetul în special al copiilor să fie sexualitatea și confuzia asta prin care inclusiv Daria Jane trece este ceva care este lăudat când ar trebui compătimit. Tot el spune că dacă ar exista posibilitatea și dacă ar fi fost atât de simplu, zic eu că dacă puteam să fiu bărbat, eram aici în fața ta cel mai macho bărbat ever. Ca să nu fim ignoranți, noi trebuie să înțelegem că s-a inventat un nou termen, gender, genul. Când vine vorba de transgender, oamenii și-ai gândesc într-un spectru de genuri. Pentru ei, comunul și banalul bărbat și femeie sunt ceva abolit, sunt ceva care nu reprezintă ceea ce sunt și dovada se află în faptul că bărbații vor să fie femei, femeile vor să fie bărbați. Genderul, genul, definește temperamentul omului. Au ajuns la concluzia că trebuie să găsească un lucru ca să denumească felul în care omul se simte. Pentru că există tot mai mulți oameni care sunt confuși cu privire în special la sexualitatea lor. Unii sunt confuși cu privire la natura lor. Sunt oameni care cred că sunt cai sau cred că sunt câini. Există școli care obligă profesorii să accepte răspunsuri din partea elevilor, drept mieunat sau tot felul de sunete pe care numai un animal le-a scoate. Iar asta se întâmplă din cauza faptului că vrem ca toți să se simtă incluși. Dovadă că și el e încă confuz cu privire la ce vrea să fie. A cheltuit bani ca să fie femeie și în același timp mărturisește că dacă ar fi simplu și dacă ar fi atât de simplu, ar fi cel mai macho bărbat. Întrebarea mea pe care o am e ce anume e atât de complicat în a fi ceea ce te-ai născut. În general, oamenii religioși cred în terapia de conversie. Pentru mine e macabru. Este o parte neagră a istoriei, a medicinei, mă rog, pentru că se credea în trecut că a fi gay sau trans, fiind considerate cum ar veni ca niște boli, da, boli. Te vindeci. Dacă erai bărbat și erai gay sau trans, se pompa urât de testosteron în speranța că dacă ai mult testosteron, nu mai ești gay sau trans. Bineînțeles că se aplica violență, electroșocuri și așa mai departe. Oamenii erau traumatizați. Și ce crezi? Câțiva oameni au spus, da, uite, m-am vindecat. Dar e la mintea cocoșului de ce au spus asta. Este absolut la mintea cocoșului. Există posibilitatea, nu neg, ca în trecut oamenii să fi pățit chestia asta. În schimb, sunt în școli tot felul de bărbați îmbrăcați în femeie care merg și încearcă să convingă copilași micuți că ei, de fapt, sunt total alt sex decât cel cu care s-au născut. Aia nu se numește conversion therapy. Terapia prin conversie sau conversion therapy este ceva ce comunitatea transgender a inventat. Asta e modalitatea lor de a bana și de a opri pe oricine care încearcă să le explice că direcția în care merg e una nefamiliară. Orice încercare de a explica omului că, bă, nene, tu te-ai născut cu
ceva în pantalon, deci e posibil ca tu să fii băiat. Nu. Ei cataloghează asta, terapie prin conversie, și în unele țări chestia asta e ilegală. Când vine vorba de traume, acest om, Daria Jane, cu siguranță nu știe, nenea ăsta este un om care a experimentat orgasmele, toată lumea știe ce era un orgasm, pe copii cu vârste de până la 5 luni. Omul ăsta a supus copii de 5 luni de zile la experiențe sexuale ca să le studieze orgasmul. Dacă lucrul ăsta nu sună abominabil pentru voi, nu știu ce anume sună abominabil. Am să repet, copii cu vârstă de chiar 5 luni au avut orgasm în fața cel puțin o singură persoană și cineva a studiat chestia asta. Principalul motiv pentru care el a pornit toate aceste experimente și cercetări nu a fost nimic altceva decât încercarea lui disperată de a distruge valorile iudeo-creștine, adică valorile conservatoare care îți spun că sexul se face între un bărbat și o femeie. Așa că a fost dispus să își bată joc de copii și să abuzeze copii. Deci, din nou, să nu vorbim despre abuz și teroare, pentru că nu știi exact cu ce te compari. Ideea e că nu ai nevoie de electroșocuri și de bătaie și de omor ca să nu mai fii homosexual. Îl avem pe băiatul ăsta, Victor, care tot vorbește aici și ne spune că într-un final și-a dat seama că nu vrea să fie homosexual. Faptul că el merge mai departe și spune că it's not okay to be gay, într-adevăr, foamea este parte din natura umană și de aia nu prea poți să scapi decât dacă mori. În schimb, homosexualitatea e ceva ce poți să reprimi, ceva ce poți să oprești, pentru că, din nou, este o alegere, nu ceva cu care te naști. Sunt tot felul de contexte în care oamenii pur și simplu poate că și-ar dori să iasă, dar nu știu cum să iasă, nu se văd în stare să iasă. Putem puțin să vorbim despre cât de feminin este Victor, pentru că eu susțin foarte mult ideea că băieții pot să fie feminini, fetele pot să fie masculine, nu-i neapărat să fii gay dacă ești feminin, dar în cazul lui Victor, având în vedere că știm că este un așa zis fost homosexual, acest vibe, though. Dar cert este că promovează niște valori toxice care practic calcă în picioare o orientare sexuală normală și naturală. Asta e problema. Deci, din nou, lucrurile pe care le auzim sunt în felul următor. Victor e feminin, deci, în mod normal, el ar trebui să fie gay, chiar dacă e un ex-gay, ceea ce noi nu credem că există. Ăsta e genul de lucruri care împing oamenii să fie homosexuali. Nu faptul că ei se simt cu adevărat homosexual neapărat. Uite care e faza. Cred că sunt oameni care cu adevărat își doresc să fie homosexuali sau transgender în cazul de față. Cred că sunt oameni de ăștia care, ei când se uită în oglindă, ei când se gândesc la ei, când se gândesc la lumea care îi înconjoară, ei chiar simt, bă, uite, eu chiar sunt gay. Mai gay ca mine nu se poate. În același timp, nu există absolut nimic ce nu poate fi oprit. Ceea ce înțeleg eu din discursul Dariei Jane este faptul că lui nu doar că îi este teamă de opinia publică și de opinia pe care o au oamenii cu privire la orientarea lui sexuală. Singurul lucru pe care îl poate face este să lupte să distrugă orice argument care vine împotriva ceea ce el crede. Pentru că orice lucru care s-ar dovedi real împotriva ceea ce el crede cu privire la sexualitatea lui, îi dărâmă viața. Îmi pare rău că oamenii se uită la el și copiii se uită la el și preiau din na, ce le spune el și tot așa. Că tot veni subiectul ăsta, chiar vreau să menționez trei lucruri pe care oamenii nu le știu despre cum este să te tranziționezi, să zic așa. Lucrurile despre care nu se menționează este faptul că trebuie să iei hormon toată viața, chiar dacă îți faci operație. Nu se menționează decât peste tot. Nu toată lumea spune că trebuie să iei hormon toată viața, jur că asta primesc cel mai des, de la toată lumea. Trebuie să trăiești toată viața luând niște pastile sau injectându-ți hormoni. Da, fix ca femeile care stau zeci de ani de zile pe anticoncepționale din diferite motive medicale sau femeile la menopauze care încep să ia suplimente cu hormoni. Da, exact același lucru este. Nu sunt alte medicamente față de persoanele care nu sunt trans. Aici țin să corectez această mică lipsă de informație. Mai exact, în cazul copiilor în America, copii de sub 14 ani care își doresc să tranziționeze de la un sex la altul, se folosește o substanță care este întâlnită în tratarea agresorilor sexuali. Și ca să înțelegeți despre ce e vorba, această substanță este folosită ca să sterilizeze violatorii, pedofilii, pe oricine care reprezintă din punct de vedere sexual un pericol pentru societate. Iar americanii bagă chestia asta în copii, ca să-i ajute să se schimbe sexual. Asta și multe alte lucruri și demersuri medicale pe care cineva trebuie să le facă ca să își schimbe sexul. Sunt atât de recunoscătoare și de fericită și de, nu știu, probabil blessed
in a way. Că am avut-o pe mama care a fost atât de înțelegătoare cu toată problema asta și cred că eu sunt un exemplu foarte pozitiv din sfera asta de persoană trans care nu are problemele alea de, depresie, suicid, chiar dacă n-am avut viața neapărat super ușoară la școală sau unde mai aveam eu, am avut suportul familiei de-a lungul vieții și asta contează foarte mult. Asta nu e o concluzie pe care poți să o tragi acum, domnule Daria Jane, pentru că cât ai? 20 de ani? 22 de ani? 23 de ani? 25 de ani? 30 de ani? Nu cred că ai mai mult de 25. Ideea e că sunt oameni care după 10 ani de tranziție și-au dat seama că nu e ceea ce vor. Tu nu poți să negi oamenii. Nu putem să ne facem că oamenii nu există. Sunt foarte mulți dintre ei care vin din familie cu părinți homosexuali. Sunt oameni care au crescut în cultura asta, care într-un final au ajuns la concluzia că nu trebuiau să facă chestia asta. Și probabil dacă ați urmărit documentarul Ce este o femeie, ați văzut mărturia tipului ăluia care la 40 de ani a făcut tranziția și apoi și-a dat seama după 10 ani că nu e ceea ce vrea. Ce faci cu oamenii aia? Dacă tu ești un caz fericit care nu e gata să se arunce de pe un pod din cauza faptului că societatea nu-l acceptă, asta nu înseamnă că asta nu e o chestie cu care, în general, oamenii se confruntă. Și problema cea mai mare pe care o văd în afirmația asta e că nu ții cont prea mult de oamenii care trec prin probleme de suicid și probleme de depresie. Practic, tu faci să pară că tranziționarea și că a fi transgender e o chestie faină dacă ai părinții care sunt dispuși să plătească asta pentru tine, ca și cum asta e o chestie generală. Tu vorbești despre tine, care ești o excepție, ca despre o dovadă că stilul ăsta de viață este ceva sustenabil și nu este. Pentru că dacă era ceva sustenabil, nu mai existau atâția activiști care să lupte în numele oamenilor care suferă din cauza faptului că sunt transgender și societatea nu-i acceptă. Sunt mai mulți oameni care suferă din cauza că sunt transgender, fie din punct de vedere medical, fie din punct de vedere psihologic, decât oameni ca tine care au un canal de YouTube și care au prins valul din cauza faptului că asta e ceea ce corporațiile susțin și YouTube-ul împinge în față pentru că, na, cumva trebuie să implementăm și agenda asta. Tu ești un caz fericit, ești departe de a fi ceva general. Dacă părinții tăi au avut bani să susțină stilul ăsta de viață, e pur și simplu experiența ta care funcționează pentru tine, nu înseamnă că e ceva sustenabil. Deci, dincolo de stigma, dacă trecem dincolo de impresia pe care oamenii și societatea o are vis-a-vis de genul ăsta de lucruri, în România, nu vorbesc de afară, în România, oamenii nu toți au bani să susțină un astfel de stil de viață și chiar dacă ar avea bani să susțină un astfel de stil de viață și societatea i-ar accepta, tot n-ai cum să ascunzi faptul că sunt oameni care regretă chestia asta cu toate resursele pe care le-au avut și cu toate mediile favorabile în care s-au învârtit. Toți sunt oameni care regretă decizia asta, iar tu n-ai cum să ascunzi chestia asta. Pentru că vocile lor devin din ce în ce mai gălăgioase. Că se urmărește acum și eu am văzut, este o lege, eu nu știu cum se numește, conversie, conversion ban, ceva așa se numește legea asta. Eu nu știu conversion, cum o fi. Conversion therapy, da. Da, poți să te rog. De conversie, probabil. Da, poți te rog să-mi spui ce înseamnă, deci interzicerea terapiei de conversie. Contextul este că ei sunt șocați că există o lege care banează conversion therapy. Normal că există legea asta, pentru că este folosită exact de oameni abuzivi care își bat joc de tot ce înseamnă sentimente umane. Bun, hai să dăm acum pe românește. Homosexualitatea este o orientare sexuală normală și naturală. Ea există de milioane de ani de când s-a creat lumea în toate locurile de pe planetă. Da? Din punctul meu de vedere, singura terapie prin conversie care se face în momentul de față se întâmplă în momentul în care oameni, homosexuali sau nu, îmbrăcați în femei, ei fiind dita mai matahalele de bărbați, merg în școli și promovează curentele astea LGBT. Aia e terapie prin conversie. Că a venit cineva la tine și ți-a spus că nu e de acord cu faptul că tu te dai fată când ești băiat sau că cineva a venit să-ți explice că există și o altă modalitate de a vedea viața, asta nu este terapie prin conversie. Iar legea care banează opinia liber exprimată despre ceea ce crede omul, doar ca să închidă gura și să susțină homosexualitatea și transexualitatea, aia mi se pare abuziv. Mi se pare abuziv faptul că eu sunt obligat să te ascult pe tine în momentul în care tu mă jignești și mă numești încuiat și pierdut în spațiu și medieval și că Dumnezeu nu există, în timp ce îmi interzici să-mi dau cu părerea despre lucrurile pe care tu le faci sau despre lucrurile pe care vrei ca eu să le cred.
faptul că tu îmi pui mâna la gură să tac în timp ce tu îmi spui mie ce ar trebui să cred. Ăsta e un abuz. Deci legea care interzice terapia prin conversie este o idioțenie și este total nenecesară. Eu ar trebui să fiu liber să spun ție că nu cred că homosexualitatea e ceva cu care te naști. Ăsta e un drept pentru care se militează. Faptul că eu trebuie să închid gura ca să nu te jignesc pe tine, dar tu poți să mă jignești pe mine, iar eu n-am voie să-ți spun că sunt jignit, pentru că tu joci rolul de victimă. Ba, da, aici am evoluat. În fine, ceea ce am vrut să spun e că dacă mâine mă simt afroamerican, nu înseamnă că sunt afroamerican, oricât de afroamerican m-aș simți. De ce? Pentru că biologia îmi spune că nu sunt. E știință la mijloc, e medicină. Am făcut exact ceea ce trebuia să fac pentru a trăi împlinită și a trăi bine. Știi? De fiecare dată când aud claim-ul ăsta că știința a dovedit și știința a face... Nu! Știința ne-a dovedit că bărbatul e bărbat și femeie e femeie și că niciodată o femeie nu poate fi bărbat și un bărbat nu poate fi femeie, iar psihologia și studiile astea pe care ni le prezinți, care țin de partea psihologică a naturii umane, ne-a spus nu că să fii transgender e ceva benefic, ne-a spus că dacă nu lași omul să fie transgender, are șanse să se sinucidă. Știți că există o vorbă când vine vorba de schimbarea de sex în America și anume, mai bine să ai o fetiță mulțumită decât un băiat mort. Cu alte cuvinte, mai bine lași băiatul să devină fetiță decât să se sinucidă. Iar asta e cel mai folosit lucru pe care medicii îl spun părinților în momentul în care încearcă să-i convingă că e ok să-și lase copilul să tranziționeze. Ce fac oamenii ăștia creștini extremiști? Este să calce în picioare sentimentele umane doar pentru că ei sunt foarte rigizi din punct de vedere mental, da? Spre a accepta acea natură umană. Din nou, greșești, pentru că există o grămadă de oameni care sunt necreștini, sunt o grămadă de oameni care nu sunt nici măcar musulmani, nici măcar budiști, sunt o grămadă de oameni care sunt atei, care sunt de acord cu faptul că bărbatul e bărbat, femeia e femeie și că bărbatul trebuie să culce cu o femeie și o femeie cu un bărbat. Nu trebuie să fii religios ca să tragi genul ăsta de concluzie. Dar, din păcate pentru tine, cea mai mare voce care dă în orientarea ta sexuală și în stilul tău de viață este într-adevăr creștinismul, pentru că te-ai născut într-o țară creștină. Dacă te-ai fi născut într-o țară musulmană, în special una puternic înrădăcinată în islam, cum ar fi Afganistan sau Irak, probabil n-ar mai fi existat canalul ăsta de YouTube, Daria Jane. Și asta din cauza faptului că nu ai fi fost expus atât de proeminent la stilul ăsta de viață. Până și anumiți oameni religioși își dau seama că este o aberație, da? Să hate-uiești și să convertești alți oameni de la adevărata lor orientare sexuală. Adică e ca și cum ar exista conversion therapy pentru creștini. Cum ar fi să convertim creștinii către a fi musulmani? V-ar conveni asta? Există conversion therapy pentru creștini. Se numește program de conștientizare în școli cu privire la educația sexuală, în care cineva vine și îți explică că dacă ești fetiță poți să fii băiat și dacă ești băiat poți să fii fetiță. Există deja conversion therapy. Nu mai trebuie să mă întrebi cum ar fi dacă. Eu sunt deja îngrijorat de faptul că într-o zi băiețelul meu ar putea veni de la școală să mă întrebe dacă nu cumva ar putea fi fetiță din cauza că nu știu care bărbat cu rochie i-a spus că are posibilitatea asta. Dacă aia nu e conversion terapie, nu știu ce altceva e. Chiar sunt foarte curioasă care ar fi take-ul creștinilor dacă li s-ar spune că trebuie să se convertească la budism. Nu ne-ar interesa. Realitatea e că nu ne-ar păsa. Încercarea cuiva de a ne converti de la creștinism la total altceva e fadă și nu funcționează decât asupra celora care nu sunt creștini cu adevărat. Îți spun eu care ar fi take-ul creștinilor. Take-ul creștinilor ar fi simplu. Având în vedere că Biblia există, creștinii ar continua să citească Biblia, iar budismul ar continua să fie ceva la care creștinii nu o să adere. Conversion therapy, sau în română probabil terapie de conversie, e un termen pe care cu care a venit practic opoziția, sau să zic susținătorii LGBT, ca să atace așa zisa homofobie sau adevărul pe care l-avem noi din cauza datorită lui Iisus, evident. Trebuie să înțelegem ce reprezintă homofobia. Homofobia este o acțiune evidentă a cuiva împotriva unui homosexual. Fie că vorbim de injurii, abuz, bătaie, homofobia este o reacție agresivă. E ceva ce eu contest și creștinismul contestă. Deci, nu vă mai păcăliți singuri, creștinismul nu promovează homofobia. Cine este homofob, în adevăratul sens al cuvântului homofob,
nu este creștin, pentru că Iisus ne-a spus să iubim toți oamenii. Deci dacă ești homofob, nu ești creștin. Creștinii nu pot fi homofobi. Deci fie că ești homosexual sau nu, creștinii întotdeauna te vor iubi, nu te vor bate, nu te vor agresa. Nu există homofobie în mijlocul creștinismului și cine e homofob nu e creștin. Să te confrunți cu homosexualitatea, trebuie să fii straight. Astfel de oameni n-au ce să caute în medicină, psihologie, drept, tot ce înseamnă știință exactă, tot ce înseamnă justiție, pentru că sunt oameni care își pun credințele personale mai presus de drepturile omului. În realitate, orientarea homosexuală nu e ceva care a venit în natural, la fel ca sexualitatea între un bărbat și o femeie. Cum poți să explici faptul că singura modalitate de a se naște un copil e ca un bărbat și o femeie să îl conceapă? Cum poți să-ți explici faptul că, indiferent câte operații o să faci, tu, cu corpul pe care îl ai, în care te-ai născut, nu vei putea niciodată să concepi un copil nici măcar prin înseminare? Poate, n-am de ce să neg, pentru că oamenii sunt deștepți și într-un final știința ajunge în locuri în care nu am crezut că ar putea ajunge, se va inventa o modalitate prin care tu să rămâi gravid. Dar modalitatea n-a existat de la început, de milioane de ani, cum spui tu, pentru că homosexualitatea nu este ceva normal, nu e ceva lăsat de natură, ca să nu spun Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu, cuvântul ăsta, te ofensează. Homosexualitatea e ceva ce noi ne permitem pentru că am ajuns cu știința într-un punct în care putem să o facem. Dar dacă era normală, homosexualitatea și transexualitatea ar fi fost ceva posibil de pe vremea în care omul aprindea focul cu bățul. Iar asta nu se întâmpla pe vremea aia. Pe vremea aia tot ce știa omul era că trebuie să ajungă în siguranță în peșteră, că în peșteră îl așteaptă femeia și copiii, că trebuie să-și învețe copiii să vâneze. Omul n-avea genul ăsta de probleme. Dar am ajuns în punctul în care suntem la nivelul la care putem să ne facem genul ăsta de probleme. De ce? Pentru că avem posibilitatea asta și avem oameni deștepți care poate să le creeze pentru noi. Dar dacă homosexualitatea și transexualitatea erau ceva normal de când lumea, ele ar fi fost accesibile și posibile de când lumea, ceea ce nu se întâmplă și încă nu e accesibil și posibil pentru toată lumea, ceea ce ne spune că nu sunt ceva lăsate de natură, din nou, pentru că nu vreau să te jignesc cu termenul de Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu te iubește foarte mult și și-ar dori ca tu să-l cunoști. Eu, de exemplu, n-am făcut parte din comunitatea LGBT, așa cum am menționat că sunt oameni care nu fac parte din comunitatea propriu-zis. Aoleu, niciodată n-am înțeles și am mai auzit asta cu sunt gay, dar nu fac parte din LGBT. Oamenii ăștia chiar cred că comunitatea LGBT este un club unde dai join? Deci faptul că comunitatea LGBT declară că ea reprezintă tot ce înseamnă lesbiene, homosexuali, asta nu înseamnă că o persoană se simte reprezentată de această comunitate. La fel cum sunt foarte mulți afroamericani care nu se simt reprezentați și nu consideră că fac parte din comunitatea asta numită Viețile Negre Contează, Black Lives Matter. Eu, de fapt, cred că se urmărește atacarea bisericii și atacarea creștinismului. Exact. În spatele la toate legile astea. Ador, efectiv, ador când aud creștinii spunând că li se atacă credința. Nu ca și cum credința asta și-a permis să ardă oameni pe rug. Adori faptul că creștinii se simt atacați. Dar vezi tu, ceea ce n-am auzit la niciun creștin e faptul că ei adoră când homosexualii se simt atacați, ceea ce evident e real în cazul tău. Eu nu ador faptul că tu te simți atacat de creștinism. Și știi de ce nu ador chestia asta? Pentru că din punct de vedere uman e ciudat să adori când cineva nu se simte bine. Nu este creștinismul, cel puțin în România, atât de infiltrat în tot ce înseamnă stat, încât există sărbători legale pe care creștinii și le iau. Aveți zile libere. Zile libere de care și tu te bucuri. Și dacă creștinismul era într-adevăr atât de infiltrat în stat, în felul în care tu spui, adică să corupă statul, să urască homosexualii, la ora actuală tu nu aveai canalul ăsta de YouTube. La ora actuală tu nu ne vorbeai nouă din confortul căminului tău cu peruca ta pe care o tot mângâi de atâta timp sau, mă rog, păr natural, tu știi ce e. Deci nu se întâmpla chestia asta dacă creștinismul ăsta abuziv și extremist era atât de infiltrat în stat. După aia, homosexualii au o întreagă lună și ne-ați luat și curcubeul. Deci nu știu exact de ce te plângi. În plus, creștinismul ăsta abuziv și extremist de care vorbești e de fapt Biserica Catolică de acum o grămadă de timp, nici măcar Biserica Catolică din zilele noastre. Ceea ce faci tu e ca și cum eu aș pune absolut toți homosexualii și transexualii într-o oală și a zice ăștia
sunt niște anormali care au văzut sex între maimuțe, care mascul cu mascul, femelă cu femelă, ăștia sunt niște diavoli, ăștia sunt mai răie decât vrăjitoarele, ăștia ar trebui omorâți, aruncați pe... Deci, în felul ăsta tratez tu creștinismul. Din nou, Biserica Catolică, care a făcut atâtea nenorociri în numele luptei împotriva ereziei, nu a ucis doar homosexuali. Au omorât protestanți, au omorât vrăjitoare, au omorât intelectuali, au omorât homosexuali, transexuali. Au omorât mai multe tipuri de oameni care reprezentau un pericol pentru catolicism în vremea aia. Faptul că tu folosești doar ceea ce te doare pe tine, nu întărește argumentul tău, nu face decât să ne arate cât de puțin ai citit istorie și cât de puțin îți pasă de fapt de ceea ce s-a întâmplat în trecut cu oameni care chiar au suferit. Pentru că să te îmbraci cu suferința asta în care în trecut biserica atât de tare persecuta comunitatea homosexuală și transexuală, înseamnă că, frate, tu uiți ceea ce s-a întâmplat cu oamenii de culoare în America. Cu siguranță uiți ceea ce s-a întâmplat cu protestanții pe vremea catolicismului și mai mult ca sigur uiți ce s-a întâmplat cu creștinismul în momentul în care islamul a încercat să cucerească lumea și aș putea să continui să numești creștinismul, creștinismul, să-l numești abuziv, extremist, ucigător, înseamnă că tu nu înțelegi ce e ăla creștinism. Dacă eu aș spune că homosexualii sunt niște satane, niște demoni, niște dragi care trebuie scoși cu apă sfințită, ți-ai dat seama, ar fi evident faptul că eu nu înțeleg ce reprezintă aceste orientări sexuale. De ce? Pentru că aș vorbi ca un ignorant. La fel ești tu în momentul în care ataci creștinismul, pentru că creștinismul nu reprezintă Biserica Catolică. Nu reprezintă nici măcar protestanții sau Biserica Ortodoxă. Creștinismul e ceva ce li se întâmplă oamenilor în momentul în care îl cunosc pe Hristos. Iar în momentul în care îl cunoști pe Hristos, Hristos te învață să iubești oamenii, nu să-i omori. Deci tu când spui că creștinii sunt extremiști, ucigători, răi, distrug sistemul, vor să-ți facă ție rău, tu nu vorbești despre creștini. Dacă în momentul de față l-ai vedea pe Iisus, Iisus nu te-ar bate, nu te-ar lovi, Iisus te-ar îmbrățișa. Adu-ți aminte ce a făcut cu Maria, femeia curvă acuzată de curvie. Creștinii despre care tu vorbești, în mod normal, ar fi omorât-o cu pietre, dar Iisus, persoana în urma căruia s-a născut creștinismul, a spus un lucru foarte important. Să arunce primul cu piatra cine nu are nicio greșeală, cine nu are niciun păcat. De ce a spus chestia asta? Pentru că pentru el, Maria, era la fel de importantă ca tine. Și dacă tu ai fi pus la zid și oamenii ar încerca să te omoare cu pietre, Iisus ar spune același lucru despre tine. Iisus ar spune chestiile astea despre tine pentru că te iubește cu adevărat. Iisus te iubește mai mult decât te iubești tu. Iisus te iubește mai mult decât orice persoană care crezi că te iubește. Și cu riscul de a mă acuza de terapie prin conversie, vreau să știi că relația cu Iisus, cum s-a întâmplat și în cazul lui Victor, te-ar ajuta să înțelegi că sexualitatea ta și nevoia de a fi atins de o persoană anume sunt niște lucruri total irelevante când vine vorba de eternitatea care urmează după viața pe care o trăiești acum. În momentul de față ai investit foarte mult în viața pe care o trăiești acum, dar în același timp ai făcut-o fără să te gândești că mâine ai putea să nu mai fii, ai putea să te îmbolnăvești, ai putea să te împiedici, ai putea să fii lovit de o mașină. Orice s-ar putea întâmpla, nu există nicio garanție că apucăm ziua de mâine. Există posibilitatea că după ce am încheiat vlogul ăsta să fac un infarct de la cafea. Orice se poate întâmpla. Iar ăsta e și motivul pentru care tu ar trebui să începi să te gândești să investești mai mult în sufletul tău, care se află în interiorul corpului în care deja ai investit, după cum putem vedea. Deci, creștinismul nu are nimic cu tine, pentru că Iisus te iubește. Oamenii religioși, într-adevăr, pentru ei nu pot să garantez, pentru că ei au ceva și cu mine. Aveți, în mod clar, o majoritate de oameni care se declară, cel puțin declarativ, da? Creștini ortodoxi. Voi nu sunteți o minoritate. Ok? Hai să ne înțelegem. Creștinii nu sunt persecutați. Creștinii sunt persecutați. Creștinii sunt o minoritate, pentru că ți-am explicat mai devreme ce înseamnă creștin. Dacă eu sunt căsătorit cu o femeie și am doi copii cu o femeie și mie îmi place femeia asta, sunt atras de femeia asta, cu siguranță, oricât de mult aș spune că sunt homosexual, nu mai crede. De ce? Pentru că acțiunile mele dovedesc că, de fapt, sunt heterosexual. Același lucru e valabil și cu creștinii. Nu contează cât de mulți declară că sunt creștini. Cea mai mare parte dintre ei nu sunt creștini. Chiar dacă pare că creștinii sunt mulți, în realitate creștinii sunt puțini. Pentru că cei mai mulți sunt creștini doar cu numele. Vorbesc despre niște fapte, fără supărare. Creștinii nu sunt atacați, ci acțiunile lor, sau mă rog, cuvintele pe care ei le au la adresa
anumitor minorități le sunt întoarse la rândul lor pentru că orice acționare și reacțiune. În momentul în care sunt atâția preoți care și-au permis și-au spus că homosexualii sunt nu știu cum, că trebuie să se convertească, normal că au venit oameni și-au spus, băi, ce este cu ipocrizia din Biserica Ortodoxă Română? Da? Dau un exemplu. Ce este cu toate lucrurile pe care le-a scos la iveală Recorder sau cei de la Să Fie Lumină? Din nou, tu bagi toți oamenii care nu sunt de acord cu homosexualitatea și cu transexualitatea în aceeași oală și îi numești creștini. Ideile astea nocive, cum că gay sunt greșiți și trebuie să se convertească și bagi oamenii în depresie pentru că așa îți spune ție nu știu ce zeu, e, acolo avem o problemă. Așa cum le spuneți voi gheilor să-și practice homosexualitatea în pace, eu practic aș sugera ca oamenii ăștia religioși, mă rog, extremiști, să-și practice credința la ei acasă. Puteți crede ce vreți, dar în societate întotdeauna vor fi mai importante drepturile omului. Hai să cântărim puțin practicarea credinței creștine versus practicarea homosexualității în spațiul public. Dacă ar fi să comparăm cele două lucruri din prisma unui copil, când vine vorba de creștini, probabil cel mai matur lucru pe care l-ai vedea, cel mai explicit lucru pe care l-ai vedea din partea protestanților, că ăștia sunt mult mai evidenți, ar fi niște oameni care cântă despre Dumnezeu și împart flyere care te cheamă la biserica lor. Și dacă ar fi să luăm homosexualitatea, când vine vorba de spațiul public și de practicarea ei în mod evident, ca și copil, ce ai putea să vezi ar fi femei și bărbați care sunt aproape goi, aproape goi, pentru că în țara noastră încă mai există puțină decență, care te îndeamnă să fii și tu gol și gay împreună cu ei, pentru că 2 metri mai încolo e cineva care își bate joc de creștinism. Făceți-mă nebun, dar nu am văzut nici măcar odată un marș creștin în România. Eu nu am văzut. Deci nu înseamnă că nu există. Nu am văzut un marș creștin în România și cu siguranță n-am văzut un marș creștin în România care să aibă un homosexual pe cruce de care să se bată joc în spațiu public, pentru că asta nu e un lucru tipic creștinilor. În schimb, am văzut o grămadă de marșuri homosexuale care își bat joc de creștinism. Cine pe cine bagiocorește, mai exact? Din nou, la asta se rezumă atacurile astea. Oamenii spun că dacă tu nu consideri normal faptul că un bărbat vrea să facă sex cu un alt bărbat, cu siguranță ești o persoană care pune credințele mai presus decât dovezile științifice, care nu există. Nu există dovezi științifice care să susțină beneficiul actelor sexuale între persoane de același sex. Există dovezi psihologice care nu fac decât să ne spună că oamenii ăștia au mai puține șanse să se arunce pe geam pentru că nu le interziși să facă sex cu cine vor ei, dar nu există dovezi științifice care să prezinte vreun beneficiu științific, anatomic, psihologic în ceea ce privește relațiile între persoane de același sex. Practicile sunt similare atât pentru convertirea gaylor, cât și pentru convertirea persoanelor trans, spre exemplu, terapia prin vorbire în grupurile de credință sau cu mental health professionals. Aceste terapii au fost asociate cu self-harm printre participanți și aici highlight-uim efecte negative mentale, cum ar fi depresia sau chiar sentimentele suicidale. Este imposibil să citești studiul ăsta și să nu-ți dai seama de la o poștă că studiul ăsta este făcut să susțină homosexualitatea și transexualitatea, nu ca pe ceva obiectiv, o dovadă științifică descoperită în urma lui. Nu. Cineva a făcut studiul ăsta ca să ne arate nouă că în momentul în care încerci să schimbi orientarea sexuală a cuiva, îl expui la pericolul de a se sinucide. Victor, e dovada clară că după ce a stat cineva de vorbă cu tine, primul tău instinct nu e să te duci să tai pe mâini sau să te sinucizi. Dacă primul instinct pe care cineva îl are în momentul în care tu explici că homosexualitatea nu e ceva cu care te naști, este să se ducă să se arunce pe geam, omul ăla are alte probleme. Niciun om întreg la cap nu se aruncă pe geam în momentul în care îi se spune că nu poate să facă un lucru. Pentru că e întreg la cap. Deci, practic, nici măcar nu avem ce discuta despre dacă e bine sau rău să existe conversion therapy. În mod evident, nu are cum să existe într-o țară civilizată. Am înțeles că unii creștini nu acceptă asta. That's on them. Dar, din fericire, statul evoluează
în bine. Da, statul evoluează în așa fel încât inventează legi prin care nu mai poți să spui ceea ce crezi și susține promovarea homosexualității în școli. Momentul în care un adult, bărbat, în toată regula, îmbrăcat într-o rochie de femeie, merge în școli și spune copiilor, minorilor mai exact, le vorbește despre faptul că ei pot fi ce sex vor. Adulții încearcă să convingă niște minori de niște lucruri sexuale cu care ei n-ar trebui să-și bată capul până la vârsta de 18 ani. Aia e terapie prin conversie, mai exact, conversie prin terapie. Ăla e un lucru îngrijorător, care n-ar trebui să existe și tu, ca părinte, n-ar trebui să permiți lucrul ăsta. Drepturile omului sunt o prioritate, așa și trebuie să fie. Noi, ca oameni maturi, ca oameni civilizați, ca oameni care vrem să avansăm, suntem constant atacați de grupurile conservatoare, care demonizează orice lucru. Vă amintesc între... Nu vă atacă nimeni. Dacă comunitatea homosexuală și transexuală nu ar fi atât de vizibilă în spațiu public, și când zic vizibilă nu înseamnă că sunt invizibili și că nu există, dacă n-ar fi atât de vocală și n-ar juca atât de mult cartea asta a victimei, probabil toată lumea v-ar lăsa în pace, pentru că, din nou, e liberul vostru arbitru de a face ce vreți. Dar în momentul în care ai în America show-uri homosexuale și transexuale în care copii dau bacșiș la bărbați, la adulți îmbrăcați în femeie care dansează lasciv. E ok să mergi în școală și să vorbești copiilor despre sexualitate? Da, sunt total de acord cu asta. E ok să mergi să vorbești cu copiii despre sex de la o vârstă fragedă, cum ar fi 12-13 ani, vârste de la care foarte mulți își încep viața sexuală? Da, sunt de acord cu asta. E ok să mergi la copii de grădiniță și să le spui că e ok să fii gay în timp ce tu ești dita mai bărbat îmbrăcat în femeie? Nu sunt de acord cu asta. E ok să mergi la copii de grădiniță și să le explici despre masturbare și despre autosatisfacere? Nu sunt de acord cu asta. Asta nu e educație sexuală. Asta e manipulare. Sexul produce copii, sexul poate cauza boli. Aia e educație sexuală, nu faptul că la 4 ani poate să se masturbeze. Asta e o tâmpenie, asta e o idioțenie. Asta e terapie prin conversie, conversie prin terapie, terapie conversion, conversion terapie. Asta e. Momentul în care tu încerci să convingi un copil mic să se gândească la sex la 4 ani, oamenii nu vă atacă. Oamenii spun doar să le lăsați copiii în pace. Dacă voi n-ați avea nimic cu copiilor, probabil nici ei n-ar avea nimic cu voi. Cum ai spus tu, fiecare acțiune are o reacțiune? Cuvintele tale, nu ale mele? Iar satan, iar whatever. Pentru că asta este credința lor. Dar noi nu trebuie să jucăm în hora lor. Fiecare este liber să creadă ceea ce dorește, atât timp cât drepturile omului sunt respectate. Iar cu asta sunt de acord. Fiecare are dreptul să creadă în ce vrea el, atâta timp cât drepturile omului sunt respectate. Și la fel cum tu consideri că ai dreptul să fii liniștit, transexual și să nu te judece nimeni pentru asta, ceea ce nu se poate întâmpla pentru că n-ai cum să oprești gândurile oamenilor și n-ai cum să oprești judecata oamenilor. Oamenii întotdeauna vor fi răi, din păcate, pentru noi oamenii întotdeauna vor fi răi și oamenii conservatori extremiști, cum îi numești tu, au dreptul să creadă în ceea ce vor. Iar dacă ei vor să creadă că homosexualitatea nu e ceva cu care te naști, e dreptul lor să facă asta, conform spuselor tale. Iar tu n-ar trebui să fii frustrat pentru chestia asta, tu ar trebui să-ți vezi liniștit de viața ta. Pentru tine ar trebui să pornești într-o căutare în care să vezi dacă nu cumva Iisus e real. Asta e ceea ce te sfătuiesc eu să faci. Nu te oblig, nu încerc să te convertesc prin terapie, dar te sfătuiesc în calitate de om, de la om la om, un om care ține la tine ca persoană, pentru că asta e ceea ce Hristos ne-a învățat să facem pentru oamenii din jurul nostru, te sfătuiesc să cauți sincer, la fel cum ai pornit în căutarea asta sinceră de a deveni femeie și într-un final ai reușit să semeni cu una, te sfătuiesc să cauți sincer să vezi dacă nu cumva Dumnezeu există. Pentru că fie că vrei să accepți sau nu, viața noastră e scurtă și 80 de ani dacă îi trăiești întregi, tot puțin sunt în comparație cu eternitatea care urmează după ce murim. Dacă ai fi trăit în America, țara mamă care are legi menite să protejeze stilul ăsta de viață, ai fi putut să mori din greșeală împușcat de cineva care are o răfoială cu altcineva, pentru că gagii au arme acolo. Dacă nu le convine ceva, se împușcă între ei. Viața ta, mă rog, lungimea vieții tale nu e garantată. Nu știi exact cât o să trăiești. Ăsta e motivul pentru care te sfătuiesc, acum că ai obținut ceea ce vrei și arăți ca o femeie și aparent ești fericit în corpul ăsta, să pornești într-o căutare și să vezi dacă nu cumva Dumnezeu există. Să bifezi tu chestia asta. Bă, uite, pornesc să văd dacă nu cumva Dumnezeu există. Să văd ce are Dumnezeu de zis. Îți promit că nu o să regres chestia asta.
E bine, înainte să vă las să plecați, vreau să știți că dacă vreți să susțineți acest canal de YouTube, tot ceea ce trebuie să faceți este să dați un like și un share la clipul ăsta. Și chiar mi-aș dori să dați share la clipul ăsta, să vadă și el clipul ăsta, pentru că știu sigur că Iisus chiar îl iubește pe băiatul ăsta. Apoi, dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când postez, abonați-vă și bifați clopoțelul. Și dacă vreți să mă ajutați cu mai mult decât un like și un share și vreți să mă ajutați să plătesc lumina pe aici prin studio, puteți face asta prin linkul de Patreon pe care îl aveți în descriere. În plus, am să las chiar aici un clip care s-ar putea să vă placă. Și nu uitați, aștept în comentarii absolut orice întrebare pe care o aveți cu privire la absolut orice lucru pe care ați vrea să-l dezbatem împreună. Ciao!